iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumul Spirituale. Este luni, continuăm așa cum v-am obișnuit acum. Să vă spun, ghiciți cine e stânga mea? Nu mai e cazul. Părintele Iustin Petre Sărbăna, bine ați venit, bine Bine v-am ați regăsit. revenit, să vorbim corect, domnule. Bine ați revenit. Vorbeam data trecută despre dreapta judecată și am văzut că nu poate exista în mod desăvârșit nicio virtute fără harul dreptei judecății. Ea definește orice altă virtute, o pune în situația de echilibru. Ne-ați dat cuvântul cel de mare înțelepciune potrivit căruia, într-adevăr, asta de fapt este cea mai mare virtute care definește, cum spuneați, toate virtuțile. Mă repet, dar să fixăm, da? Dreapta judecată este obârșia tuturor virtuților, pază și măsură a lor. Și aveați câteva exemple grăitoare pe care vreați să ni le prezentați și pe care să mai discutăm, să învățăm cât putem de mult din ele. Da, săptămâna trecută am vorbit despre Hero, cel care a trăit 50 de ani în pustiu, așa, face o mică recapitulare și la neapărat sfârșitul vieții a ajuns să fie, să se încreadă atât de mult în demon, în demon, ca fiind înger al luminii, încât zice Sfântul Ioan Casian că după o perioadă îndelungată în care demonul i-a descoperit adevărul, i-a arătat lucruri care s-au probat, în final i-a cerut să se arunce într-un puț, după același model, spuneam eu, în care l-a ispitit pe Mântuitorul Iisus Hristos pe muntele Carantaniei, probabil și cu aceleași cuvinte, ca să nu aibă cuvânt de îndreptățire, zicându-i, aruncă-te și vei vedea că se împlinește Scriptura, îngerii Domnului vor veni să te prindă ca să nu lovești de piatră piciorul tău. Asta în situația ispitirii Mântuitorului Hristos. Și probabil, eu bănuiesc că demonul nu este chiar atât de divers pe cât se pare. Noi suntem... Suntem, în ultimul timp, suntem destul de uluiți. Eu cel puțin sunt uluit să constat cât de mult s-a rafinat. Vedem asta în discursurile multora astăzi care zăpăcesc mii de minți de oameni. La multe subiecte, bine, e clar că sunt sub imperiul celor ce se vor petrece la sfârșitul acestei săptămâni, referendumul, și am fost siderat până și astăzi în câteva articole pe internet publicate de unul sau de altul. Vorba părintele Arsenie Papagiu, îți stă mintea în loc. Bine, părintele folosea acea zicere cu totul altă situație, într-una eminamente pozitivă, se referea la copilașii care te minunează cu puritatea lor. În schimb, stă mintea în loc la propriu și atunci când vezi cu câtă reavoință și iscusință întru cele rele schimonosesc percepția, mintea oamenilor, doar împiedică să se plinească ceea ce trebuie, să se împlinească ceea ce trebuie să facem cu toții, nu? Săptămâna viitoare. Iertare pentru divagare, dar cred că n-am să mă pot abține. Nu știu cum să fac toată săptămâna asta. O lipsă de discernământ, de fapt. Da. Orice demers de asta de manipulare prinde pe o minte neantrenată și slab informată, pe de o parte, deci o minte ignorantă și lipsită de discernământ. În ceea ce privește cei care sunt anti-referendum, nu? Și care încearcă să manipuleze opinia publică să nu participe la vot, aceștia merg pe ideea de libertate, știți? Dar există o libertate care există, care e dovedită de însăși manifestarea lor, că este respectată se în primul rând de bunul Dumnezeu, cu atât mai mult de biserică, dar libertatea împinsă la extrem este lipsită, este descentrată, adică este lipsită de discernământ și nu poate să ducă decât la ceva rău. Asta nu e reavoință din partea unora când fac asemenea afirmații. Astea sunt probate în timp, sunt verificate de istorie. În momentul în care orice împingi la extremă, chiar și credința, nu? E habodnicie, dar și libertatea împinsă la extremă, Duce la libertinaj și la ce, un rău poate chiar mai mare decât habodnicia sau egal.
Haosul, până la urmă, da, formele de... Prin urmare, dacă mergem să votăm la acest referendum, mergem să votăm echilibru, normalitatea, firescul. Firescul, ceea ce este în centru, calea de mijloc. Asta nu înseamnă că nu constatăm că există extreme, dar votăm până la urmă reperul. Reperul și extremele ce? vor exista cât există Au și existat până acum. Om pe fața Pământului. Da. Și au și existat. Și nu, dar nu trebuie să renunțăm la repere. Nu avem cum să deplasăm. Da, fug mereu, că n-am ce să fac, asta e mintea mea limitată, fug la reperele din fizică și din matematică. Un pendul, știm că este, situația lui de echilibru este una. În momentul în care vrei să deplasezi, n-ai să poți face treaba asta către una sau cealaltă din extreme acel punct de echilibru, decât dacă schimbi poziția inițială. Na, inițial, strâmbi axul. Da, n-ai cum altfel decât așa. Și atunci n-ai cum să... Echilibrul nostru al întregii omeniri nu-l poți schimba decât dacă îl schimbi pe Dumnezeu. Unii au reușit și au schimbat Dumnezeu. Așa au vrut ei. Pe Dumnezeu n-ai cum să-l schimbi. Pe Dumnezeu personal n-avem cum să-l schimbăm. Universul așa cum l-a creat, n-avem noi cum să-l schimbăm, să naștem noi alte legi matematice, fizice, biologice, nu le putem schimba. Ele sunt astfel cum sunt ontologic zidit. Când ne schimbăm perspectiva... Se ajunge de fapt la aceea situație despre care vorbește Sfântul Ioan Casian atunci când renunță la discernământ, în mod inevitabil ajunge la ceea ce numesc Sfinții Părinți înșelare. De cele mai multe ori această înșelare este auto-înșelare sau chiar înșelare demonică și finalitatea este catastrofală. Vorbeam despre Hero care s-a aruncat atât de mult, s-a încrezut în părerile lui, în dialogurile mentale, cum le-o fi avut el cu demonul respectiv, poate că îi se arăta, poate că era totul în închipuirea lui, în mintea lui. Deci atât de mult și-a pus încrederea în acest dialog interior, încât a ascultat de această voce interioară, s-a aruncat în puț și, bineînțeles, că a murit. Sfântul Ioan Casian, vă spuneam din emisiunea trecută, a rămas foarte surprins împreună cu toată comunitatea de monahi și asta a fost cel mai dureros, că au reușit să-l scoată de acolo, a mai supraviețuit 2-3 zile și chiar pe patul de moarte fiind, el n-a vrut să recunoască că a fost victima unei înșelări demonice. În asta vedem nimic altceva decât în mila lui Dumnezeu dusă la extrem chiar. Dumnezeu chiar a avut milă pentru toată strădania de 50 de ani a lui Hero. N-a vrut să o lase pe mâna diavolului și i-a mai dat încă timp de căință. Nu, n-a murit după ce s-a aruncat. A fost salvat, a fost adus. I s-a dat, de fapt, noi cu toții, vedem asta și la Adam și la Eva. Și lui Adam și Evei i s-au dat, înainte de alungarea din rai, li s-a dat posibilitatea să se căiască. Au fost întrebați, de ce? Au aruncat vina, nu și-au recunoscut vina. Asta este, să spunem, lipsa cea mare a omului. Căința. Care poate să însemneze salvarea. Colacul de salvare al omului și al omenității întregi este mai decât căința. Pe care, iată, Hero, înnecat fiind, nu l-a mai apucat. Pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce este frumos în această poveste este faptul că monahii din vremea respectivă, nu reprezentanți ai creștinismului, nu s-au arătat atât de fundamentaliști și de extremiști și judecători ai lui Hero, așa cum astăzi se încearcă să li se pună o etichetă. Dimpotrivă, au făcut demersuri pe lângă mai marile mănăstiri să-l înmormânteze creștinește, deși teoretic el era un sinucigaș și trebuia să fie lăsat sau în sfârșit tratat ca orice sinucigaș. Deci vedeți, pentru marea lui nevoință, pentru faptul că 50 de ani a stat în acel pustiu și a dus și la bătrânețe a căzut în această ispită demonică a înșelării,
s-a aplicat în cazul lui ceea ce numim noi pogărământ, care vine tot din discernământ și a fost înmormântat ca un monah. Dar pe de altă parte, iată, istoria confirmă acest caz ca fiind o deviere de la centru, de la echilibru. De la echilibru. Asta este, despre asta vorbim. Da, libertate, toată lumea face ce vrea până la urmă. Nu poate nimeni să oprească pe nimeni. Nimeni nu poate să intre în mod abuziv în dormitorul nimănui. Fiecare trebuie omul să știe ce trăiește face, viața cum vrea și cum vrea, dar lucrurile trebuie spuse. Să știe ce-și asumă făcând în libertate. Și reperele trebuie foarte bine fixate. Suntem liberi, facem, dar știm ce facem. Știm ce dobândim în urma acțiunilor noastre libere și consimțite și puse în practică. Asta trebuie să... Asta este o problemă, da? Pentru că se bate monedă doar pe libertate, dar nimeni nu spune care sunt consecințele, care e finalitatea sau care urmările. Sunt consecințele. Un alt exemplu. Iată, de data aceasta, Sfântul Ioan Casian dă un exemplu în care, să zicem, la extrema cealaltă, în care doi frați de mănăstire își pun atât de mult încrederea în Bunul Dumnezeu, ei sunt lipsiți. Deci, primul exemplu a fost cu despre un părinte care 50 de ani a petrecut după toate regulile vieții monahale și totuși a ajuns la înșelare. Al doilea exemplu este despre doi începători. Aici cred că ne înscriem cei mai mulți dintre noi la categoria celor începători și care, deși sunt conștienți că nu au experiență duhovnicească, pentru că n-au avut când să o dobândească. N-au avut când să o dobândească și n-au probat-o în timp, nu este probat în timp. Cu toate acestea există tentația aceasta, flacărea tendința de a te crede sfințișor. Am apucat deja pe drumul ăsta, e clar că sunt ok, da, ce trebuie. Te crezi deja că ai ajuns la destinație. E bine, ei deja, cei doi frați, zice Sfântul Ioan Casian, urmând să facă un drum destul de anevoios prin pustiu, și să străbată o distanță destul de mare, ei și-au propus să meargă, să parcurgă această distanță fără mâncare, fără să-și ia cele de cu ei cele trupului. De trebuință traibile. Nici apă, nici mâncare, nimic, nimic. Pentru că au zis, drumul acesta pe care îl facem este un drum binecuvântat de Dumnezeu, îl facem pentru Dumnezeu, prin urmare Dumnezeu trebuie să aibă grijă de noi. Logica aceasta, în sfârșit, pornită din entuziasm, nu duce întotdeauna la catastrofă, zice Sfântul Ioan Casian, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu a căutat la sinceritatea inimilor și chiar a avut grijă de ei, zice Sfântul Ioan Casian, pentru că trăia în acel pustiu un neam de mazici și spune Sfântul Ioan Casian că era un neam extrem de crud care obișnuia să omoare pe oricine întâlnea în cale. Nu făceau ca să-i tâlhărească pe respectivii, asta adică pentru beneficii materiale, ci omorau din plăcerea de a-i omorâ. Aveau o oportunitate de a omorâ pe cineva necunoscut? Și... Să zicem, era o formă de fundamentalism, să o numim așa, sălbatic. Adică ei nu vreau să vadă că există pe lumea aceasta alți oameni decât ei. Când apărea câte un de ăsta, îi tăia capul. Ați înțeles? E bine, acești oameni extrem de cruzi, când i-au văzut pe cei doi, nu s-au manifestat cum s-ar fi manifestat până atunci. Nu și-au manifestat cruzimea, dimpotrivă au descoperit în inima lor niște resurse de milă și le-au dat să mănânce, le-au dus pâine să-i hrănească. E bine, aici intervine înșelarea libertatea cea mare. Libertatea de a alege, da. Pentru că unul dintre ei a văzut în acest semn ca fiind mila lui Dumnezeu, mila și mâna lui Dumnezeu, iar celălalt a zis, am făgăduit și am promis lui Dumnezeu că nu voi mânca decât mâncare dată din mâna lui. Și acela a murit de foame, iar celălalt și-a salvat viața. Iată așadar lipsa de discernământ la categoria aceasta a începătorilor, care ei se hazardează, se entuziasmează, se aruncă cu capul înainte, nu știu ce expresie să mai folosesc. Dumnezeu știe că fac lucrul acesta și îi atenționează, îi avertizează, îi prinde. Norocul prostului, să zicem, sau norocul începătorului. Da, mai corect. Adică te arunci așa, fără discernământ, fără să faci calcule prea multe, cu capul înainte și ți iese. Îți iese odată. Îți iese de două ori.
Dar tu Dar trebuie nu, să știi când îți iese să mulțumești Dumnezeu că ți-a ieșit. dar nu poți să forțezi limitele la nesfârșit. Da. Eu cam asta cred că este concluzia acestei istorioare. Nu poți să forțezi limitele la nesfârșit. De altfel, ne aducem aminte că există în teologie păcatul, în teologia morală, păcatul Prea prea mare mari încrederi încrederi în în grija grija lui lui Dumnezeu. Dumnezeu. Ai trebuie să ai și tu grijă de Am tine. făcut aceeași școală. Da. Da, am fost și colegi, asta e altă treabă, dar mă rog. Da. Bun. Deci asta este o lipsă Mă de gândeam discernământ. că... Bine, în timp ce E o povesteați lipsă ce... de discernământ să te crezi sfânt, e o lipsă de Aia e. discernământ să crezi în vocea ta Și interioară. să ai o imaginație clară care, neconcordând cu ce se întâmplă în realitate, tu te duci în pustie și crezi că o să vină Dumnezeu cu o tavă, un moș alb, cum e, nu? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu gravid, cu o tavă, cu mâncare înaintea ta și să ți le prezinte. Dacă tu asta crezi, atunci normal că ai fost în înșelare. Pentru că imaginea n-a fost în concordanță cu, iată, neamul acesta de mazici, un mazic care înfricoșa numai la vedere și care totuși prin fapta sa nu era înfricoșător, nu? Venea să-ți dea o bucată de pâine. Pune mâna și mănâncă. Și dă-i slavă Dumnezeu. Ei, de multe ori, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Noi, Și având mai e deja... interesant un aspect. Vedeți cum a lucrat Dumnezeu? L-a smerit, pentru că există și această ispită a începătorilor. Eu fac parte dintr-o categorie Net specială. superioară, mazicul să vină Mazicii, să-mi dea să da, mănânc. mazicii sunt niște suboameni, nici nu Da. sunt oameni, nici nu trebuie să numiți oameni, niște sălbatici, niște, cum să spun eu, criminali Da. în serie. Să iau eu mâncare de la ăla. Eu care mi-am propus să fiu hrănit doar de Dumnezeu, Și ăla e pe înțelegeți? fața Și Pământului. Dumnezeu a vrut să le dea o lecție și de fapt le-a dat o lecție că, uite, poți să mănânci și din mâna păcătosului sau din mâna celui pe care l-ai considerat, l-ai crezut un păcătos, un Dar dacă ticălos, tot am un lucrat prin el. murdar, un întinat, cum vreți să-l numiți. Foarte frumoasă istorioara, dacă o iei Pilduitoare, și... într-adevăr. O discuție așa pe fiecare segment în parte, sunt extrem de Tetrapiloctomia. multe aspecte. Și există această trufie, eu m-am întâlnit de multe ori cu ea, această prea mare încredere și care trădează, de fapt, ascunde un mare dispreț și o mare încântare și admirație față de sine, care nu este bine plăcută lui Dumnezeu și care te duce la catastrofă, mai devreme sau mai târziu. Da. Din păcate, ea se ascunde în spatele unui paravan, unei picturi așa foarte ortodoxe, știți, o înfățișare ortodoxă. Asta este pericolul și capcana, că nu vezi, de fapt, dincolo de ea. Alt exemplu care să ne fie la fel de grăitor. Iată, zice Sfântul Ioan Casian despre un tată și un fiu care au intrat în mănăstire în pustia Egiptului și viețuiau împreună în aceeași mănăstire, iar tatăl, care și-a adus fiul la mănăstire, bănuiesc tot din același entuziasm lipsit de discernământ, la un moment dat a crezut că a ajuns la o măsură duhovnicească pe care n-au atins-o părinți care erau de o viață întreagă, să zicem, sau de mult mai mulți ani în acea mănăstire decât el. Și această înșelare a venit în felul următor. El era trezit noaptea la rugăciune de un demon pe care îl considera înger trimis de Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a trimis la Fecioara Maria, nu, să-i crestească, l-a trimis pe Arhanghel. Așa se considera și el la aceeași vrednicie și aceeași măsură. Și mai mult decât atât, îi aprindea lumina. Adică nu mai trebuia să aprindă o lumânare ca prostul, ca muritorul Ca de rând. muritorul de rând, El evident. avea o lumină cerească, dumnezeiască. Era suficientă cât să-și citească rugăciunile și să-și facă pravila. Iar după ce, foarte interesant este această metodică a demonului pe care Sfântul Ioan Casian o explică foarte bine. El nu te aruncă din prima
Nu, întâi de toate își întemeiază încrederea ta în el. Înțelegeți? Te ia treptat. E o pedagogie foarte perversă. Până nu își întemeiază bine. Încet, încet este tactica pașilor mărunți. Astăzi îți dă ceva, mâine îți dă ceva, apoi mâine, până când îți câștigă încrederea totală și practic ajungi să te încrezi în el ca în Dumnezeu. Așa, și ce s-a întâmplat cu și, tatăl și cu fiul? După ce a câștigat această încredere, i-a cerut un lucru care ar putea să smintească pe orice părinte, și anume să-și ucidă fiul, să-și omoare fiul, dar cum și-a argumentat, foarte interesant. Scripturistic. Și-a argumentat scripturistic, spunându-i, iată Avram, numai Avram a fost supus unei asemenea încercări și el a fost singurul din istoria omenirii capabil să ducă o asemenea ascultare la bun sfârșit. Prin urmare, dacă vrei să ajungi la măsura și la virtutea lui Avram... Și să-mi arăți că într-adevăr ești credincios asemenea. Fă lucrul acesta. Deci vă dați seama la ce nebunie se poate ajunge. I-a cerut propriu zis să-l jertfească pe al său fiu. De ce ajunge omul, că ar trebui să ne punem această întrebare, de ce ajunge omul la asemenea monstruozități? Că totul se întâmplă în universul lui interior. Sunt gândurile lui, sunt dialogurile lui. Acum, dacă vreți să mă supuneți unui examen, că n-a spedat până acum, mă gândesc că a făcut greșeala universal valabil în toate cazurile până la urmă, de a se supune proprii voințe și judecăți și nu s-a smerit să ceară tot timpul judecata, părerea bătrânilor, celor mai în vârstă. Dacă ar fi făcut treaba asta, dacă ar fi mărturisit tot timpul și n-ar fi rămas în părerile lui, probabil că Dumnezeu ar fi lucrat, nu, probabil, cu siguranță ar fi lucrat Dumnezeu printr-un bătrân căruia ar fi povestit ce se petreceau cu el și ar fi cerut sfatul și binecuvântarea. Deci lipsa sfătuirii. Lipsa sfătuirii, cred. Nu știu dacă am răspuns bine. Dumneavoastră știți că sunteți profesor de serviciu. Eu am încercat să-mi răspuns că ați pus întrebarea. Eu știu că a fost retoric, asta e altă treabă. Păi, asta este, da. În momentul în care tu stai așa de unul singur, te izolezi de ceilalți și îți construiești... Ai încredere doar în părerea ta, părerea altora nu mai contează. Nu mai contează. Este foarte periculoasă poziția aceasta, pentru că te duce... Repet, la dezastru, la catastrofă. Deci am spus bine? Da. Asta e. Bun. Sfatul, da. Monacul mesopotamian. Alt exemplu. Un alt exemplu pe care îl dă Sfântul Ioan Casian este despre acest monah mesopotamian. Probabil era un caz foarte cunoscut în momentul respectiv, s-a auzit despre el. De altfel, și în zilele noastre există acest, se numește SMI, prescurtat, Serviciu Monahal de Informații. Nu știam. Nu știați de SMI? Interesant. Informațiile circulă foarte repede. Da. Știm ce se întâmplă în America, știm ce se întâmplă în Rusia, în Grecia. Suntem foarte bine informați. Cine vrea să fie și cine este... preocupat, are pasiune pentru informația circulă și bănuiesc că și pe vremea respectivă, iată, în Egipt s-a aflat despre acest monah mesopotamian, care, iată, zice Sfântul Ioan Casian, i-a întrecut, prin aceasta a tras atenția și de aceea a și devenit un exemplu negativ atât de puternic, pentru că i-a întrecut în virtutea nevoinței pe toți monahii din vremea respectivă, din ținutul respectiv. Cu alte cuvinte, devenise un fel de lider de opinie, sau cum zic, lider de asceză. Mm-hmm. Un model de asceză. Un model de asceză pentru călugării din regiunea respectivă. Acesta, iarăși, atât de mult și-a pus încrederea în el însuși, în puterile lui, încât a fost înșelat de demon și a ajuns să se încreadă în vise. Visa noaptea și ce visa noaptea, a doua zi se împlinea. Da, e clasică înșelarea asta. O încearcă mai tot timpul diavolul. Îți dă de știre. Eu, părinte, am visat cu tare lucru. Da. Dar știți că așa s-a întâmplat? Păi atunci înseamnă că ești într-o mare ispită. A, nu... Foarte convins. Deci, oricât ai aduce argumente de genul acesta,
Ei spune că Părintele Arsenie, Părintele Cleopa, mari duhovnici, mari sfinți părinți atrag atenția asupra pericolului de a te încrede în vise? Nu. Deja în starea aceea de convingere, de extaz. Și știți de mi se ce nu? Descoperă. Da. Eu am mare relație cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-a descoperă tot timpul ce urmează să se întâmple. Și știți de ce se întâmplă? Pentru că sunt două tipuri de spiritualități pe mapa mondi. Este spiritualitatea trează și spiritualitatea adormită. Adormită. Spiritualitatea trează este tipul spiritualității creștine. Bazată pe... Omul este chipul și care tinde spre asemănarea cu Dumnezeu. Iar chipul lui Dumnezeu este o sumă de calități, să zicem așa, de aptitudini, de vocații pe care Dumnezeu le dă omului, între care una din aceste calități este rațiunea. Și prin urmare nu poți să ajungi la asemănare. SRV-ul, dumneavoastră știți, nu? Simțirea, rațiunea, voința. SRV-ul, așa. Nu poți să ajungi la asemănarea cu Dumnezeu anulând rațiunea. Cea care în timpul somnului... Cea care în timpul somnului, somnul este una dintre perioadele posturile omului când rațiunea este adormită, este anihilată. De aceea se vorbește despre spiritualitatea aceasta adormită. Deci somnul este o tehnică, să zicem. O stare. O stare. Indusă sau naturală. Apoi mai este hipnoza, consumul de narcotice sau consumul excesiv de alcool, care poate să te ducă în această adormire a conștiinței, a rațiunii, și în care ai anumite experiențe de tip spiritual. Extatic. Așa se întâmplă în șamanism, în poate chiar în unele religii orientale. În sfârșit, derviși și rotitori, care și prin rotirea aceea repetată și induc o stare de transă hipnotică. Și sunt fel și fel de tehnici prin care poți să-ți induci această, să-ți anulezi rațiunea cu intenția de a avea o experiență de tip spiritual. Aceasta este spiritualitatea adormită și este ne- și anticreștină. Deci nu este după paradigma lăsată de bunul Dumnezeu, ați înțeles? De da, aceea este periculos să te încrezi în vise. Orice formă de spiritualitate autentică nu poate să aibă loc decât în stare de trezvie. Acest cuvânt, trezvie, este un cuvânt de ordine. Și stare fizică de om treaz, da? Și de stare de maximă atenție. E cuvântul de ordine pe care îl întâlnim la toți Sfinții Părinți. De aceea erau extrem de rezervați în ceea ce privește experiențe sau descoperiri sau în momentul în care rațiunea nu era perfect funcțională. Pentru că Dumnezeu, asta a făcut, e logic, îți dă niște instrumente de care să te folosești ca să poți să urci. Cum să dobândim această dreaptă judecată, Părinte? Cum am putea să dar să zicem despre monahul acesta, nu o să terminăm. Da, deci el a ajuns să se încreadă în vise până când a visat că creștinii sunt în iad. Și atunci a renunțat la creștinism încrezându-se pe acest vis. Este, vedeți, este un model, o paradigmă foarte clasică, ca să o numim așa, de înșelare. Pe tehnica pașilor mărunți. La început se împlinește, se așa, încet, încet, până când te scoate de pe traseu. Da, înșelare mare. Așadar, concluzie pentru, doar pentru acest moment, acest exemplu. Nu ne încredem în vise. Este, de fapt, un alt... E lipsă de discernământ. Pentru dacă ar fi să facem o mică recapitulare, nu? Vedem din exemplele pe fapt care le dă, că fiecare exemplu are particularitatea sa. Exemplu cu Hero. El a avut lipsă de discernământ. De ce? Pentru că l-a luat pe îngerul Satanei de drept înger al luminii și s-a supus lui cu atât de mare venerație, încât l-a considerat învățătorul lui, cumva călăuzitorul, mentorul meu. Nu mai era Dumnezeu, nu mai era Maica Domnului, nu mai era Mântuitorul Iisus Hristos. Era Evanghelia, el avea propriul lui mentor cu care avea un dialog, repet, imaginar sau chiar real. Este extrem de... Transpunerea din realitate în adormire. În realitate avem nevoie de duhovnic sau de bătrânul cu care să stăm de vorbă. El nu a mai acceptat un
bătrân, un sfătuitor din realitate, ci l-a Da, acceptat în starea era asta. o formă arhaică de evadare în virtual, să Da. zicem. Da, e Ceea ce se aceeași treabă. întâmplă în momentul de A față. fugit din realitate în virtualitate. Și a construit propria lui realitate, care l-a dus, din păcate, la catastrofă, după cum am spus. Deci asta este un tip de înșelare. Al doilea tip de înșelare este să spui încredere prea mare în Dumnezeu și să faci cumva un fel de târguri de negocieri. Doamne, uite, eu fac ceva pentru tine, dar tu fă-mi asta, dă-mi asta în schimb. Am nădejde că îmi vei da. Da. Și merge Și până la un un moment fel de dat. ispitire. Ori Mântuitorul Iisus Hristos a fost și el ispitit în felul ăsta și i-a zis demonului să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Că scris este, știți? Da. Deci ispitirea asta a lui Dumnezeu merge dacă o face la început, asta am Cu spus, inimă curată cu și inimă curată cu și mințile e aceea de copil, da. naivitate și incultură. Merge o dată de două ori, Nu dar neapărat culciorul nu incultură, merge de multe ori curăția inimii, da. la apă. Până la urmă Ceea ce se s-a sparge. întâmplat de altfel și cu Și aceasta este o lipsă de discernământ. Și următorul lui Avram, să zic. da. Și iarăși, asta este lipsa de discernământ a începătorilor. Și în acest caz cu următorul lui Avram, tatăl și fiul, tatăl care s-a lăsat ispitit de demon și de ce să ți se aprindă lumina dacă poți să tu să Vedeți, dar nu e mai simplu să faci un touch screen decât să te duci până la bancă și să plătești. Nu? Da. Vorbeam lucrul acesta cu o doamnă care Știți? lucrează în bancă. Adică nevoia asta de suprafiresc, de supranatural, este iarăși o formă de lipsă de discernământ. Îmi Dacă propunea am. acum vreo jumătate de an, ducându-mă să fac niște plăți la bancă, cu facturile, cu ștampila și cu pixul în mână, să semnez, să fac ordinele de plată și să plătesc. Părinte, nu e mai simplu dacă vă facem un serviciu e-banking. Stați acasă în fața calculatorului, două, trei clicuri și gata, s-a rezolvat problema. Foarte ispititor și pare să fie foarte normal. Nimic, absolut nimic rău. Dar atunci așa i-am spus, zic, doamnă, mă bucur să vin la bancă să vă văd. Să mai schimbăm două vorbe. În fața calculatorului nu vă mai văd, nu mă mai mișc până la bancă, nu mai interacționăm, Asta ci s-ar este. putea, i-am spus asta atunci, s-ar putea pentru că dați e-banking la toți să nu mai munciți voi, să rămâneți fără. A, nu, că nu știu ce. E, la 3 luni după discuție mă întâlnesc Am disperată că disponibilizat-o. ea nu, dar colegi, da, deja începeau să se reducă. Da, începe această devalorizare a omului. Ne devalorizăm, ne izolăm unii de alții, nu mai avem treabă, nu mai avem nevoie unul de altul. De ce să mai avem nevoie unul de altul? Nu? Și atunci ne este suficientă rețeaua pe care o poate controla oricine și uite, așa ușor, ușor, nu mai avem nicio decizie. Nu mai avem nicio decizie. Are ce să ne aprindă lumina. De fapt, întunericul Și asta dintr-un este o noi. lipsă de discernământ. De ce se aprinde lumina singură? De ce să vină un înger să o aprindă? Tu nu ai, ești handicapat, ce-i cu tine? Da, N-ai da. mâini, n-ai picioare, n-ai. Stai acolo, butonești, după aceea te miri. De ce? O, dar mă doare genunchi, mă doare umăr. Dacă nici nu te-ai mișcat, n-ai făcut nici măcar 10 pași în ziua respectivă. Normal că ai închilozat. Încep să devii imobil. În concluzie, Sfântul Ioan Casian spune că orice formă de exagerare, încrederea în vise. De ce este încrezi în vise? Cu ce este visul mai, cum să spun eu, mai convingător decât realitatea? Probabil că îți arată Vrei exact ce să. vrei. Există o concordanță între ceea ce ți se arată în vis și ceea ce vrei tu. Părerea de sine se împlinește mult mai ușor în vis decât în realitate. În realitate s-ar putea să nu fie exact cum vrei tu. Să fie mici diferențe și probabil că asta nu-ți convine. Da, dar sunt, în ultimă instanță, sunt păcăleli, Da. pentru că orice drăcărie este o Păcăleală. mică păcăleală Mică cam mare, dar mă și, rog. da, o sumă întreagă de păcăleli te duce la un eșec, la ratarea existenței. Ferească Dumnezeu. Bun. Haideți. Cum dobândim până la urmă dreapta judecată? Vă rog să ne învățați, părinte. Concluzia, nu? Cum dobândim dreapta judecată? Zice Sfântul Ioan Casian, nu se dobândește decât printr-o adevărată umilință. Asta sună așa,
comun și, cum să spun eu, multe uzat. Multe virtuțile le dobândești prin Dar umilință, spune, prin prima dovadă de umilință este aceea de a se supune omul la examenul celor bătrâni. Exact ce spunea și de emisiune. De a supune la examenul celor bătrâni toate gândurile și faptele sale. De asta avem nevoie de un avă, de un duhovnic, de un bătrân. Românul nu era nebun când spunea cine n-are un bătrân să și-l cumpere. Este de mare trebuință înțelepciunea celui înalt. Nu pentru atât de mult valoarea lui intrinsecă, care poate să fie una enormă, una colosală, cât pentru actul tău de umilință, de smerenie, de a te supune și atunci când tu faci act de umilință și te duci și ceri sfat celuilalt, ai nădejde că Dumnezeu prin acela lucrează, că are și pe ce, cu ce material să lucreze, că a găsit înțelepciune și toate celelalte Hristos la el și are cu cine să, prin cine să-ți vorbească, are o bună interfață, bravo ei, interfață, asta e partea a doua. Românul mai zice și treaba asta, dacă unul îți spune că ești beat, nu lucrezi. Te mai întâlnești cu unul și zice și ăla, băi, ești beat. Nu-l crezi nici pe ăsta. Dacă ți-l zice și a treia, și al patrulea, și al cincilea, zice, măi, tu totuși ești beat, te duci și te culci. Te duci, te culci, frate. Dacă nu te duci, te culci și tu crezi că ești în regulă, înseamnă... Te-a luat dracu în coarne, da. Trebuie să-ți pui o mare problemă. Da. Deci, smerenia și consultarea. Adevărata umilință, și Sfântul Ioan Casian spune că prima dovadă de umilință este să te sfătuiești. Bineînțeles că poți să te sfătuiești cu vecina, poți să te sfătuiești cu copiii de pe stradă, cu copiii de la grădiniță, de la creșă, poți să... Dar dacă... Nu știi, ești uluit să vezi prin cine lucrează Dumnezeu. Da. Și am să vă povestesc. Dar cât de cât, zic, dacă totuși ești un om serios și vrei să primești un sfat consistent și... Să-ți fie de folos, să-ți fie de folos. Te sfătuiești și tu. Uite, cu nu știam cineva mai... teorie, da? S-a verificat. Cu un bătrân. Te sfătuiești tu cu cineva care, nu știu, a făcut dovada... Nu era bătrână și am folosit și feminin. Eram la Costu, cea prima mea parohie. Eram la începutul preoții. Tur la mare rasă de la cutremur, ploua, ningea în biserică, era un praf și o mizerie de nedescris. Trebuia tot timpul să faci curat înainte de liturghie. Mă duc la biserică în dimineața acelei duminici și pentru că ploua, bătea vântul, intrau și frunze prin crăpături și prin acoperișul spart. Măi, ce să fac, să încep sau nu Sfânta Liturghie? Dacă mă îmbrac și mă apuc, eu aveam obiceiul ca înainte de slujbă să fac proscomidia, să pomenesc pomenicele pe care le aveam spre pomenire pentru mai multă vreme și când începeam slujba să fiu cumva liniștit și dedicat total slujbelor, utreniei și Sfintei Iurii. Și acum eram puțin în dubiu, ce fac? Dacă încep proscomidia, n-am cum să trebuie să termin, să fac liturghie. Dar dacă cumva cade ceva până Sfinte, nu știu, mă munceau gândurile astea. Doamne, ce să fac, Doamne? Și nu știam, și nu era nimeni în preajma mea să ce să fac. Doamne! Și mă rugam, Doamne ajută-mă, luminează mintea, spune-mi ceva cumva, prin cineva. Și cum eram așa nedumerit, ies în ușa bisericii și vine cumnata la biserică, era la noi în vizită și vine prima la biserică. Și când mă vede în reverendă, fără veșminte, ea se aștepta să mă vadă în altar în veșminte, deja desăvârșim poate chiar proscomidia. Nu te-ai apucat de proscomidie? Am zâmbit, a ridicat ochii și a spus, Doamne, slavă ție, îți mulțumesc. Ea n-a înțeles. N-a înțeles despre ce e vorba și ce cu atitudinea asta din partea. M-am dus glos, m-am îmbrăcat, m-am apucat de proscomidie. Când am dat binecuvântarea, a ieșit soarele, s-au liniștit tot. Nu e atenție, nu e cu nimic meritul meu, dar ved, am văzut. Și asta putem să probăm oricând. Am văzut cu ochii mei cum lucrează Dumnezeu. Pentru de altfel, că... românul nu degeaba, în înțelepciunea populară se spune gura păcătosului, adevăr greșit. Acest eu păcătos, păcătos să nu era un sfânt. Nu în sensul acesta, păcătos că face păcate. Și da, nu, dar da, nu este oricum, specialist, nu este nu expert marele, în domeniul... Da. Dar fiind de doar pentru că ai prețuit această teorie de la Sfinții Părinți. Te umilești și ceri sfatul celuilalt. Indiscutabil. Lucrează Dumnezeu. Atunci ai deschis tu pur și simplu porțile de lucru. Mie mi se pare un lucru extraordinar
să ai modestia, smerenia, cum să o numim, ca oricând îți propui să faci ceva, vezi că nu-ți iese din prima, să întrebi pe cineva, tu ce ai face dacă ai fi în locul meu? În orice situație de viață. Și poți să rămâi surprins Ce minune ce face Dumnezeu, ce soluții, minunată. da, minunate primești de la oameni pe care îi consideri lipsiți de nespecialiști. Părintele Arsenie. Lipsiți de experiență. La un moment dat, în 2008, unii cunosc deja povestea, situația minunată, în fiecare an, înainte de Sfântul Nicolae, pentru că ăsta e hramul bisericii, facem sărindare. Începem pe 28 octombrie. Și în 2008, chiar prima serie de liturghii, primul sărindar pe care l-am făcut la Sfântul Nicolae, copil, mi s-a prinsese inima. Doamne, deci mi-aș dori să avem ceva de la Sfântul Nicolae în biserică. Mă, da, s-a prinsese așa de tare gândul ăla când îmi dădea pace. Când mă duc la spovedit, Părinte, mă frământă ceva. Zi, nu-i păcat, zi-l. Și îi spun gândul. Dragă, asta nu-i păcat. Dar Sfinții Părinți spun când te frământă ceva, să spui cuiva. Cum te-a luminat Dumnezeu, spune cuiva. Cuiva. Cine e la cuiva? Și primul om pe care l-am întâlnit, am plecat de la spovedit, am venit în Năpădar și am ajuns la primărie cu treabă. Primul om care mi este în cale, Nicu Matei, fostul primar. Și spun frământarea. Bine. Și asta ce înseamnă? Zic, nu, a trebuit să vă spun. Că așa mi-a zis părintele. Am făcut ascultare de părintele, mi-a zis să vă spun. Frământarea ca să scap eu. Mă așteptam numai să mă depresurize, să ducă presiunea. Că era un gând care m-a frământat tare. Eu, hai să... Aveam de semnat niște documente, nu mai știu cu ce treburi mă dusesem la domn primar. Dar ce înseamnă asta? El vrea să împlinim frământarea. Și așa s-a născut, iată, dintr-o discuție făcută cu sfatul. A fost o lucrare de la Sfântul Nicolae și la Dumnezeu minunată. De asta am ajuns la Bari, am venit cu mirul ce izvorăște din moaște Sfântului Nicolae și uite așa. A fost o minune de minune. De asta vreau să întăresc această teorie spusă de Sfinții Părinți, iată și de Sfântul Ioan Casian, pe care Părintele Iustin ne aduce înainte, este de mare folos pentru noi. Să ne umilim și să cerem părerea celui bătrân, examenul celui bătrân, să nu ne încredem tot timpul în părerile noastre. Sfântul Ioan Casia spune de altfel, cine trăiește nu după socoteala lui, ci după exemplu celor mai mari, nu va putea fi amăgit de nimic. Adică nu ai cum să cazi în înșelare. Pentru că dușmanul, cel viclean, nu va fi în stare să-i folosească ignoranța. Deci vedeți cât în puține cuvinte, el a definit absolut tot mecanismul De înșelării. dobândire a dreptei judecăți și de jucarea înșelărilor. Pentru că cel care nu se sfătuiește, el consideră din capul locului că nu este ignorant. Și că părerea lui este. Pe dacă eu le știu pe Da? toate, Da. dacă le știu pe toate, cu cine să mă sfătuiesc? Cine mai e ca mine care să le știe pe toate sau mai bun decât mine, de la care am ceva de învățat? Iar ca să dau așa un exemplu prozaic, foarte ușor îți dai seama de oamenii care nu se sfătuiesc și fac de capul lor, din banalul fapt când își cumpără un obiect nou și nu obișnuie să citească instrucțiunile. Instrucțiune. El știe, domne. Aia e bună. El știe ce are de făcut și strică Strică treaba. tot, După ce face totul vraiește, își aduce aminte că există un prospect. da. De-aia scriu, chiar și pe pastile scriu, citiți înainte prospectul, înainte... Da, Și-a cumpărat cineva un dulap. A, păi ce mare brânză să-l montez. Nu Și-a pus știu și să... l-a montat invers. Nu, nu Invers. mai era bună treaba. Trebuia să se zmerească. Avea bătrânul în față care îi scrisese scrisoare. Instrucțiuni de folosire. Părinte, am zis că ne ducem mai mult cu discuția Da. de astăzi, ca spațiu pe hârtiile noastre. Rămâne pentru lunea viitoare ceea ce ne-am propus E bine că sunt pașii mici, sperăm să fie și cu folos. Ăsta este scopul până la urmă. Să luăm aminte, să ne fie de folos, spunem să rămână.
Părintelui, vă așteptăm și lunea viitoare, nu avem ce face, așa ați promis, așa să ne ajute Dumnezeu și nouă și dumnealui, să ne vedem mult timp de aici încolo spre folosul tuturor. Doamne ajută, iubiți credincioși!